Să luăm aminte în vremea aceea când a auzit Irod tetrarhul vestea despre Iisus, a zis slujitorilor săi, acesta este Ioan Botezătorul, el a înviat din morți și de aceea se fac minuni prin el, căci Irod, prinzând pe Ioan, îl legase și îl pusese în temniță din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratele său, pentru că Ioan îi zicea, nu ți se cuvine să o ai de nevastă. Și Irod voia să-l omoare, dar se temea de popor, pentru că îl socotea pe Ioan un proroc. Dar prăznuind Irod ziua lui de naștere, a jucat fata Irodiadei în fața oaspeților și a plăcut lui Irod. De aceea, cu jurământ, i-a făgăduit să-i dea orice îi va cere. Iar ea, îndemnată fiind de mama sa, a zis, dă-mi aici pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Atunci s-a întristat regele Irod, dar pentru jurământ și pentru cei ce ședeau împreună cu el la masă, a poruncit să-i dea. Și a trimis de a tăiat capul lui Ioan în temniță și a fost adus capul lui pe dipsie și dat fetei, iar ea l-a dus mamei sale. În urmă venind ucenicii lui, i-au luat capul și l-au îngropat. Apoi s-au dus de a-l vestit pe Iisus, iar Iisus, auzind, a plecat de acolo într-o corabie în loc pustiu ca să fie singur. Dar mulțimile de prin oraș aflând s-au dus pe jos după dânsul. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Avem în față icoana Mielului lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii. A lui Hristos, Soarele Dreptății, cât și a Luceafărului de dimineață, a Sfeșnicului cel Luminos, care merge înaintea lui Hristos, a lui Ioan Botezătorul, înainte mergătorul și Botezătorul Domnului. Dar, pe lângă Hristos, Dumnezeu și om adevărat, și Ioan, biscuit din cioși, care era cel mai mare bărbat născut din femeie, iată că icoana aceasta a soarelui și a luceafărului este umbrită și nu întregită de prezența fiarei, a desfrânatei și a prorocilor mincinoși, care au fost din toate timpurile. Ce era mâna lui Ahab decât sabia, mânia și fiară? Ce era Izabela decât desfrânata și păcătoasă? Ce era Ilie decât prorocul cel adevărat al Dumnezeu? Și sutele de popi idolești nu erau altceva decât prorocii mincinoși, care nu se închinau în duc și adevăr legii și Dumnezeu cel adevărat. Cine era Domnul Dumnezeu pe pământ? Iisus Hristos. Cine era prorocul cel adevărat, care cu Duhul și cu puterea lui Ilie a lucrat decât Ioan Botezătorul? Cine era cel cu sabia, cu mânia, cu puterea și cu dregătoria decât Irod, fiara și vulpea, vicleană? Cine era Irodiada și Salomea decât desfrânata și desfrânata? Ambele lucrând pe mână să învoie mintea dregătorului ca să pună fiara în mișcare și sabia să omoare și să taie gâtul prorocului. Vedeți icoanele lui Iisus Hristos cum se poartă din generație în generație? Pentru că e aceeași lucrare de mărturisire și de asumare. Ieri v-am vorbit despre prorocul, despre icoana prorocului. Cine este prorocul? Este cel care strigă în cetate și în tot locul.
este cel care bate cu toiacul în pământ și mustră ceartă și îndreptează cu timp și fără timp, spunând: pentru ce șchiopătați de ambele picioare? Pentru ce șchiopătați căzând din credință în erezie și din fapta bună în spurcăciune? Pentru ce șchiopătați atât în ce privește credința și morala? Pentru ce v-ați îndepărtat de Dumnezeu cel adevărat? Și strigă, și mustră, și încercează, și îndreptează. De dimineața și până seara, prin El, nu de la El, ci Domnul lucrând prin El, iubiți credincioși. Și cel mai mare proroc și bărbat născut din femeie a fost Ioan Botezătorul. Dar El a spus clar: nu eu sunt, ci cel ce vine după mine, care mai înainte de mine era, care nu sunt vrede să-i desleg cureaua încălțămintelor. Iată, Ioan Botezătorul spune clar: eu trebuie să scad și El trebuie să crească. Și le-a spus ucenicilor: mergeți după El, Mielul Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii. El este adevărul. El este Mesia și Hristosul. El este Mielul cel adevărat. Mergeți după El. Și Ioan, iubiți credincioși, a luptat și a strigat ca un proroc adevărat, de la început și până la sfârșit, pentru că s-a lăsat prigonit și a mers în pustiu și acolo de îngeri a fost slujit și El, Dumnezeu, i s-a închinat și toată viața Lui i-a dăruit lui Dumnezeu. Și a auzit glas și cuvânt ceresc în pustiu: mergi, Ioane, la Iordan. Și acolo unde vei merge tu, vei vedea pe Mielul Dumnezeu, vei vedea pe Cel care eu îl numesc Fiul meu. Și Ioan, iubiți credincioși, a venit la Iordan și acolo pe vertical le-a îndreptat pe toate. Colturile le-a netezit, văile le-a umplut, dealurile le-a nivelat, adică pe toate le-a așezat în Duh și adevăr. Și Ioan a spus clar, pe verticală: credeți, mărturisiți-vă, pocăiți-vă, convertiți-vă, întoarceți-vă la lege și la Dumnezeu cel adevărat. Și pe verticală să nu mai umblați strâmb de un picior, să nu mai șchiopătați. Și acolo au mostrat pe verticală în ce privește dreapta credinței, culminând cu mărturisirea din Iordan, punând capul, mâna pe capul Mântuitorului și confirmată mărturisirea Lui de glasul cel din cer, spunând: acesta este Fiul meu cel iubit. Și a spus clar: iată, El e Mielul, Arhanghelul, care ridică păcatele lumii. Și pe vertical, la nivel de credință, la nivel de mărturisire, de dogmă, de întărire, de lege, le-a așezat pe toate la Iordan. Dar nu le-a lăsat, iubiți credincioși, de izbeliște și pe cele, pe orizontală, legate de morală. Pentru că le-a spus clar: ai două haine, dă una la săraci. Ești cu sabia, nu asupri. Ești vameș, nu lua mai mult decât trebuie. Fiecare faceți ceea ce trebuie să faceți. Și le-a așezat la nivelul moralului. Dar nu s-a oprit până aici. Pentru că a mers mai departe și a mustrat, iubiți credincioși, pe Irod. Irod, conducătorul și regele, și a spus la nivel de morală: fii atent, efectul necredinței tale, efectul faptul că tu nu crezi în Mesia Hristos și nici în cuvântul meu, este că tu săvârșești adulter și ai pe femeia fratelui tău. Nu este bine, nu este frumos, nu este corect. Vezi că greșești, pocăiește-te și căiește-te. N-ai voie să iei de soție pe femeia fratelui tău. Dar femeia desfrânată, mâna în mână, cu fiara, cu puternicul, cu cel care purta sabia, a făcut petrecere și pe toți, iubiți credincioșii, i-a adunat, i-a îmbătat, i-a petrecut, le-a muiat mintea, rațiunea, conștiința și acolo s-a făcut mare, fără de lege. Pentru că nu ea, Irodiada, ci Salomea, mai tânără, mai frumoasă, bună dansatoare, i-a luat mințile lui Irod și fiara și desfrânata într-un tandem. Iată, iubiți credincioși, că au săvârșit ce? Hulă împotriva lui Dumnezeu,
necrezând, au săvârșit, iubiți credincioși, crime, au săvârșit tot ceea ce era mai rău și au depus jurământ de necredință, jurământ de crimă, jurământ și pecete semnată cu sânge. Și, iubiți credincioși, cu acest jurământ, din mândrie, prostie, răutate și păcate, iată că Irod a primit săgeată în inima lui, de unde nu s-a aștepta, când nu s-a aștepta. Ai jurat, Irod, că îmi vei da o parte din împărăția ta? Nu vreau, că e prea puțin. Vreau ceva mai mult. Ce? Capul lui Ioan Botezătorul. Cine grea prin desfrânat? Drac. Cine lucra în mintea și inima lui Irod a fiare? Drac. Și prin unul și prin altul. Și atunci, iată că Ioan a fost întemnițat, Ioan a fost pus în adânc, în temniță întunecată, și a venit soldatul și într-o clipă a tăiat capul lui Ioan la porunca fiarei, adică lui Irod, la momiala desfrânate, adică lui Salomea, care lucra din spate, la înaintarea băgată, fiind la băgată înaintare Salomea, și unii cu alții la o petrecere, la un chef blestemat și osândit, iată că au tăiat capul cel mai mare bărbat născut din femeie, care a stricat în continuu ca un proroc, a strigat, nu mai șchiopătați verticală în necredință, pe orizontală, în păcat și desfrânare, ci treziți-vă că este în mijlocul vostru Hristos. Și ei nu vedeau. Și l-au omorât, iubiți credincioși. Dar de cele mai multe ori, când auzim această pericopă evanghelică, ne vine să dăm vina ba pe Irod, ba pe Salomea, ba pe Irodiada, ba pe Ostaș, ne vine să dăm vina pe toți cei care erau la înaintare și la vedere. Dar, iubiți credincioși, cine erau cei mai periculoși? Cine erau cei care stăteau umbră și nu spuneau ce trebuia să spună? Cine erau cei care trebuia să fie adevărații proroci, adevărații mărturisitori și erau de fapt proroci mincinoși? Băieții de sistem, popii de sistem erau. Erau cei despre care Ioan le-a spus, ce ați venit și voi aici la Iordan? Pui de năpârci și vipere ce sunteți, în loc să vă căiți, să vă smeriți și pe Hristos Domnul să urmați, voi veniți pândiți, înșelați, mințiți, ascultați, vicleniți, așteptați momentul prielnic ca să omorâți și pe Ioan și pe Hristos, ca să rămâneți voi în sistemul creat de voi, alături de erodiani, de farisei, de cărturași, de arherei, să rămâneți voi în starea și în sistemul vostru, care bagă la înaintare pe Domnul, care bagă la înaintare legea, care bagă la înaintare toate cele ale moralei, voi pe dedesubt, lucrând fără de legea. Popi, mincinoși, băieți de sistem, ce sunteți voi, ați tăcut. În loc să veniți la Iordan și să spuneți, da, acesta este Ioan, cel prorocit. Da, acesta este Ioan, glasul celor ce strigă în pustie. Da, ascultați ce zice Ioan și mergeți după el, că e mai mare decât toți și el spune despre Domnul că este Mesia Hristos. Dar ați tăcut, popi de sistem, ce sunteți? Pentru că tot voi, 30 de ani în urmă, voi și părinții voștri, la fel ca voi, ați trădat și ați informat pe un alt Irod că pruncul Iisus se va naște în Betleem, și ați căutat să-l omorâți și au murit 14.000 de prunci atunci. Și voi, ca și părinții voștri, așa cum este acum, din trădător în trădător, din părinte în fiu, o spune cuvântul, de multe ori l-a repetat, șefii copiilor noștri, iată că sunt urmașii șefii părinților voștri. De ce, iubiți credincioși? Pentru că se lasă moștenirea și viclenia și sistemul și gradele și tradiția ocultă și dedesubt se lasă din tată în fiu ca un sistem și o taină afară de legi, ca să ucidă din epocă în epocă, din timp în timp, să ucidă adevărul, să ucidă conștiințele, să ucidă momentele de mărturisire și de trezvie,
să ucidă tot ce este bun, credincios, moral și frumos. Și atunci punem întrebarea, nenorociților ce sunteți voi, popii de sistem. De ce ați tăcut când l-am luat pe Ioan? Nu știați voi cine este Ioan? Nu l-ați văzut ce ascet era? Ce să-i reproșați? Dar nu v-a pus Domnul vouă întrebarea dacă Ioan este de la Dumnezeu? De ce l-ați acceptat botezul său? Dacă Ioan nu este de la Dumnezeu, de ce nu spuneți pe față? Vă e frică de popor? Că poporul îl consideră proroc? Nenorociți ce sunteți voi, popii de sistem, trădători și duplicitari, care stați în forma religioasă și bisericească pentru interesele de zi cu zi, pentru voi și pentru casa voastră. Nenorociți de pop de sistem ce sunteți voi. Și vă spunem clar și în față, pentru că dacă atunci, în vremurile acelea, voi erați mână-mână cu irodianii. Cine erau irodianii? Erau cei care în formă religioasă, ca o sectă, ca un partid, îl slujeau pe Irod, sub toate formele lumești și religioase. Voi, împreună cu fariseii, care strecurau țânțarul și înghițeau cu mine. Voi, împreună cu arhierei, care stăteau în spate și jonglau, când cu farisei și când cu cărturare, și când cu saduchei, și când cu irodiani, când cu Irod și când cu Pilat, aceștia mai pașit decât toți arhiereii, nu căutau decât să-și țină scaunele lor de ceară și puterea, sacrificând tot ce se putea sacrifica. Sacrificau pe Ioan, sacrificau pe Hristos Domnul, sacrificau și legea, pervertind-o în Talmud și în Tora și în altele, în forme diferite, și unii și alții nu erau decât popi idolești, popi ai sistemului, pentru că sistemul drăcesc era și atunci și acum ca un idol. Și atunci punem întrebarea, dacă s-a făcut petrecere, nu știau arhierei și cărturarii, dacă s-a făcut petrecere și de dansul acela, nu știau aceștia că Ioan este în temniță, dacă s-a făcut și s-a pus pe capul lui Ioan joc de strunat, nu știau aceștia, arhierei știu tot înainte de toți. De ce? Pentru că sunt informați mai mult decât vă puteți închipi voi. Și atunci, oare de ce n-au ieșit și am spus stop? Irod, până aici. Stop, nu-l întemnița, că e omul Dumnezeu. Irod, și tu l-asculți cu drag pe Ioan. De ce cazi? De ce te înconvoi? De ce te moi? De ce ai jurat? Leapădă de jurământul tău. Pentru că Domnul spune, nu te jura nici pe cer, nici pe pământ, nici pe cer din capul tău. Și atunci, Irod revină. Salomea, du-te deoparte, pentru că noi spunem că arhierei n-ai voie să încarci legea, dar au tăcut. Și au tăcut și tăcerea lor a fost apostazie sub toate planurile. Dar atunci, vezi că din ce a fost una, acum este la fel. Oare cine tac? Cine tace când Dumnezeu și legea și biserica este atacată din toate părțile? Când este atacată credința și biserica la un sinod tâlhăresc tocmai de ei, împlinit, dar nu organizat, pentru că și ei săraci au fost trimiși ca niște pioni neputincioși de noua ordine mondială la un sinod tâlhăresc în Creta să sacrifice legea, să atace mireasa, biserica, să accepte desfrânatele și toate ereziile, schismele și apostatele și au semnat și au acceptat și au tăcut. Au înghițit mizeria zâmbind, iubiți credincioși. De ce? Pentru că sunt urmașii acestor apostați din timpul Mântuitorului, care au spus așa, mai bine să moară Ioan ca să avem noi liniște. Mai bine să moară un bărbat, să moară Hristos, un om pentru popor, decât tot poporul. Lasă să păstrăm forma și să moară fondul. Lasă să păstrăm templul, să omoare credința și legea. Lasă să rămânem noi pe scaune și vom vedea ce noi mai făcea noi. Dar numai să nu ne punem rău cu Roma, cu Pilat, să nu ne punem rău cu nebunul de Irod pe interne, să nu ne punem rău cu soldații care oricând pot fi împotriva noastră pe forță și pe administrație și așa, din lașitate, din frică, din prostie și toate celelalte, au tăcut și au apostaziat. Așa este și acum. Au tăcut și au apostaziat. Mila Domnului cu noi cu toți. Și a tăcut pe verticală. Dar după aceea a trebuit să le ghițiți pe toate pe care vi le bagă pe gât irodiani din vremurile acestea
vi le bagă pe gât pe orizontală, pentru că acceptați Sodoma și Gomora, pentru că acceptați un sistem dictatorial, imoral, pentru că acceptați minciuna la televizoare, în fel și chip, acceptați frica, acceptați manipularea, acceptați o pandemie și înțeparea, acceptați distanțarea, îmbodnițarea și înfricoșarea, acceptați împărtășirea cu lingurița și toate celelalte. De ce? Pentru că sunteți popi de sistem, care vă urmăriți interesul de zi cu zi al vostru și al familiilor voastre, dar ați uitat ce ați jurat? Ați uitat ce ați pregătit? Ați uitat voi când v-ați hirotonit? Ați uitat când v-ați spus și v-a dat pe Domnul Hristos pe palme și v-a spus primește acest odor, care este trupul lui Hristos? Ai grijă cum îl vei chivernisi, că vei da judecată și răspuns la judecată pentru acest odor în fața înfricoșătorului Hristos. Și ce ați făcut? L-ați vândut. Pentru că, pe de o parte, ați împărtășit pe la linguriță prin apostazie, pe de altă parte, n-ați împărtășit în noaptea lui ieri. Pe de altă parte, nebuni și orice sunteți în vremurile acestea, alungați poporul de la iertare, dezlegare, binecuvântare și euharistie, în loc să înțelegeți vremea, așa cum n-au înțeles atunci când a venit Hristos, așa nu înțeleg nici acum. Uitați-vă cum lucrează aceștia într-o simfonie drăcească, într-o liturghie neagră, într-un concert demonic, toți la unison. Lucrează de 100 de ani împotriva credinței prin ecumenism, lucrează de sute de ani prin revoluții organizate, prin războaie mondiale organizate, prin pandemie organizate, ca să sacrifice capul lui Ioan, capul lui Hristos, adică a conștiințelor celor luminate. Ioan este un simbol al tuturor conștiințelor care au strigat. Nu e voie! Nu e voie! Și spunea Ioan, nu e voie să iei pe fiica fratelui tău. Nu este voie să încalci legea morală și legea duhovnicească. Și vă pune problema popilor de sistem, care a spus clar, voi, în fel și chip, că nu s-a întâmplat nimic la Creta, la Sinodul Bucarest. Nu s-a întâmplat nimic, lasă că a trecut atunci când ați pierdut un vot important pentru familia tradițională și nu v-ați implicat. Iată că nu s-a întâmplat nimic când a venit un papa urătăcit în țara noastră care e hereu, dar este un pseudo în toate ale sale, un rătăcit și un apostat. Și atunci nu s-a întâmplat nimic. Și au trecut, pentru că vă vedeți vremea de viața voastră. Nu vreți voi să vă expuneți în fața mai marilor vostru arhiereu. Arhiereu care la rândul său joacă pe toate fronturile. Și politic, și ocult, și ascuns, și cu masonii, și cu puterea lumească, și cu statul, și cu toate internaționalele posibile. Joacă pentru că aceștia i-au pus și acum îi mișcă de hățuri și nu mai au ce face. Mai au o singură șansă. Să mărturisească adevărul de credință și să accepte mucenicia precum Ioan, pe față, iar toți ceilalți să-i urmeze. Dacă urmăm, suntem preoți al Hristos. Dacă urmăm adevărul, dacă nu, pop de sistem cu toții suntem. Și după noi, tragem în iad pe toți credincioșii, care săraci nu mai știu care este adevărul și care este minciuna. Și atunci, dacă spune Ioan, iată în el lui Dumnezeu, spuneți și voi, iată Sfântul Acnes pe Hristos Dumnezeu. Dacă spune că ridică păcatele lumii, spuneți și voi, veniți la împărtășit că doar așa vi se ridică păcatele lumii și ale voastre. Continuu. Dacă nu sunt eu vrednic să desleg cureaua încălțămintelor, El este vrednic și puternic să deslege, nu cureaua, ci toate legăturile satanice deasupra noastră. Dacă eu nu sunt vrednic ca rob și ca sclav, și ca supus să pun mână în capul stăpânului, El este vrednic prin mâinile arhiereului și avreotului să pună El mâinile în capul fiecăruia, să deslege și să lege, să curețe, să binecuvinteze toate păcatele noastre prin taina spovedaniei și prin iertările și deslegare generale. Și atunci, în vremurile acestea, vă pun întrebarea. Alege. Ești popă sau preot? Ești slujitor al lui Hristos preot?
sau popăitoresc a sistemului. Mărturisesc sau nu mărturisești, indiferent cât ești tu de ascet, de evlavios, cât ești tu, nu contează. Așează-te în smerenie, așează-te în umilință, dar rămâi în mărturisire. Pentru că asta e cea mai importantă. Atunci spune poporului adevărul. În vremurile acestea, lucrează satanul rănit ca un leu, pe cine să înghită. Toți cei care strigă, care vor să ridice conștiințele, care vor să lumineze poporul, care vor să spune adevărul, au soarta lui Ioan, Botezătorul. Vor merge până la capăt. Vor mustra cu timp și fără timp. Vor fi incomozi. Vor deranja. Vor supăra. Vor ajunge în temniță. Unii au rămas pe scaunul lor de ceară și au scris că ați pe primilor vanți, Ioan Ioan și sutele de sfinți care au stat în temnițele comuniste, dar amintesc de cei doi, pentru că mi-i stragi și pentru că sunt mari și pentru că au propovăduit cuvântul Dumnezeu și Euharistia, pentru că au fost huliți de popii de sistem și trebuiesc acum puși în valoare și reabilitați, dar n-are cine. Pentru că în sistem iar pop idolești. Și vă pun întrebarea. Ce o să faceți voi când în fața voastră, la o slujbă, având în spate lege, sistem, putere al lui Irod cel Nou, în vremurile noastre, a unui sistem drăcesc, în fața voastră o să vă treziți cu doi sau cu două să-i căsătoriți, să-i cununați. Ce o să faceți? O să reacționați sau o să-i cununați? Și atunci va fi vremea în care o să spui ce prost am fost. Am tăcut, ce laș am fost. Am tăcut, ce fricoșător, ce fricoșat am fost. Am tăcut, ce nemernic am fost. Am tăcut cu toate. Acum ce faci? Și legea va susține. Și tu, ce ai să faci? Îți va râde în față dracul și ei. Și atunci, dacă e cununte lepădat de Hristos, dacă nu-i cununte, va sfăta legea. Pentru că e noua toleranță. Pentru că e nouă ordine mondială. Pentru că va fi un potir comun. Pentru că nu va mai conta dacă este papistaș sau protestant, sau vor veni doi sau două. Pentru că a stăcut. Și atunci toate se vor strâmba. Și o să vi se zică, dar ați acceptat voi că avem și noi taine. N-ați spus voi că avem și noi botez și curunie și mirungere și har. N-ați acceptat voi, vin eu cu tainele mele protestant sau neoprotestant sau papistaș. Vin eu cu iubita mea Ion și Vasile. Vin să mă cununi în Biserica Ortodoxă, că așa vreau eu. Dacă nu-ți închip prăvălia, ce să faci? O să-ți muști degetele pentru că ai tăcut. Și atunci, iubiți credincioși, trebuie să fim foarte clari, trebuie să fim foarte atenți la traducerea și tălcuirea acestor pericope evanghelice în vremurile noastre. Pentru că nu numai asta se va întâmpla. O să vedeți într-o zi că nu mai sunt bani pe piață. O să vedeți într-o zi că băncile o să spună, ai pus aici, uite aici, între degete, pe mâna dreaptă, aici, vedeți? Și o să spună aici pe frunte, unde tu trebuie să unești degetele. O să spună un punct. O să spună mai puțin decât un milimetru. O să spună orice invenție științifică, până acum o lumea cim, la cine știe ce mai fi. Vrei bani din bancă? Sunt virtuale. Vrei să accesezi? Pune mâna. Vrei să te încadrezi, să mănânci, să rămâi în sistem. Trădează în fel și chip, pentru că sistemul este tot. Și hai să spui ce mai fac acum, că trebuie să trăiesc. Și vei avea de ales. Alegi ce ales și Ioan. Trăiesc cu Hristos sau mor cu Hristos, nu mai trădez adevărul. Să înțeleagă toată lumea că acestea sunt vremurile. Mai devreme sau mai târziu, numai Dumnezeu nu știe. Știe cum. Dar vedeți cum se fac pași pe toate fronturile. Din punctul meu de vedere, cei mai vinovați sunt popii de sistem. De ce? Pentru că mai important decât trupul este sufletul, mai important decât sufletul este Duhul și mai important decât Duhul omului, Duhul Dumnezeu. Duhul Dumnezeu nu poate să stea în Duhul omului, pentru că inima sau Duhul omului este la lumea aceasta. Precum Duhul este mai important în trup decât toate celelalte și decât rațiune și decât simțuri și decât suflet și decât trup, Duhul este cel mai important, așa într-o societate. Cei care sunt Duh, care operează cu Duhul, arhierei, preoți, duhovnici, sunt cei mai importanți. Dacă Duhul s-a spurcat,
nu mai poate să poarte în el Duhul lui Dumnezeu. Dacă arhirei au devenit popi de sistem, nu mai poate să poarte în ei Duhul lui Hristos. Și atunci îi trădează pe toate și le argumentează, sunt precum credincioși perverși și curvele și desfrânatele, care curvesc și sunt pervertiți pe verticală și își argumentează orice rătăcire și spun, nu s-a întâmplat nimic, dormiți liniștiți și veți fi puși în situația în care nu veți face nimic. Treziți-vă, oameni buni, că nu se știe nici clipa, nici ceasul. Uitați-vă și voi cum înaintează nebunatica și drăcească inteligență artificială. Când omul nu va mai putea să controleze anumite lucruri, când omul va fi subjugat de duhuri necurate, și atunci de ce nu vă adunați în biserică? De ce nu vă împărtășiți? De ce nu vă pocăiți? De ce nu sunteți cu miile în liturghie? Pentru că sunteți adormiți și împietriți și de popii de sistem munciți. De aceea, vai vouă fariseilor și cărturarilor fățarnici care tăceți. Vai vouă popilor de sistem care nu spuneți lumii ce trebuie să spuneți. Nu vorbim de preoții adevărați care slujesc în continuu. Nu vorbim de preoții care de dimineață și până seara nu știu cum s-au mai scoată la capăt în parohie și în fiecare loc în parte, care au și ei griji cu familia, cu ale lor, cu copiii. Nu vorbim de preoții cu conștiință care fel și chip și-au dedicat viața lui Hristos. Nu de aceștia vorbim. Pentru că aceștia sunt niște sufocați, sunt niște prigoniți și aceștia vor primi asemenea predică spre răcorire și spre ușurare. Noi vorbim de popii de sistem care sunt mulți, cu sutele, așa cum erau popii mai mulți decât Ilie, proroc. Da, credincioși, jertfele lor nu vor primi foc, iar jertfa lui Ilie va primi foc din cer. Cei trei sfinți, Ilie, Ioan și Ienom, sunt pe pământ și lucrează în fel și chip pentru întărirea poporului. Până când se vor vedea, se vor vări. Cei trei sfinți să ne întărească pe noi, să ducem credința și mărturisirea și morala cea adevărată până la capăt, iubiți credincioși, să împlinim cuvântul Domnului care spune clar, cine va arăta până la capăt, acela se va mântui. Amin.